Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, să ne iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-i de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi, păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, când prea ne-a nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără legile noastre, ci caută și acum Duhul milostivii și ne izbăvește pe noi, rășunașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți sunt lucrurilor tale și în numele Tău chemăm, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să mântuim cei ce nădăjduim în Tine și să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. În preacuratului Tău chip ne închinăm bunurile cere de iertare greșalilor noastre. Pe nevoie binecuvânt, poate sui cu trupe pe cruce ca să scapne vrăjmia vrăjmașului pe fiecare zi. Pentru aceasta, cu mulțumită strigăție, toate le împânt de bucurie Mântuitorul nostru. Cel care ai venit să mântuiești Tu. Cel ce este izvorul milei, împrelicești pe lumea subire nesătoare de Dumnezeu. Cauză-ți pe poporul cel Cuvântul. Arată-mi precum de acolo reacția ta ca pentru tine ne-a drăbnit să se dea suflete ca unii când a venit. Mai mare de poate să se dea. Lăsată-te ai într-o slavă în spasă, Dumnezeu. Arătând ucenicilor slava Ta, pentru a naștere fericirea dormită, pentru a dormire, lumea nu ai părăsit de Dumnezeu născătoare, mutatul Tău la viață, fii Maica vieții și cu rugăciunile Tale, izbăvește în moarte în sufletele noastre. Îndreptător credințe și chip blândeților, învățător în frânările de arătare de pământare, adevărul lucrurilor, pentru aceasta ai câștigat, și merenia cele înalte și sărăcea cele bogate.
Părinte Ierarhie Nicolae, roagă-te cu viitor. În Biserica lui Dumnezeu, Luminat Fecioară Sărașii, pe Hristos înainte găsește. Acestea și noi cu mare glasă strigăm. Bucură-te primirea rânduierii divine. Dar ceea ce ai stăpânit în Dumnezeu de ca să te stimate oficialități locale, dragii noștri drepăritori creștini, preiubiții noștri, este o zi cu totul aparte în istoria eparhiei noastre, dar mai ales a parohiei dumneavoastră, pentru faptul că într-o zi atât de însemnată, închinată intrării Maicii Domnului în biserică, astăzi, în al preasfințitul nostru părinte arhiepiscop Ioachim, din mila lui Dumnezeu, împreună în fața domniilor voastre, vom împlini sfânta și dumnezeiasca liturghie. Dar liturghia de astăzi este cu totul aparte pentru faptul că veți vedea cu ochii trupului și avem înțelesul cel duhovnicesc prin aceasta la trei taine de Dumnezeu binecuvântate prin mâna în al preasfințitului nostru părinte, arhiepiscop Ioachim. Mai întâi chemarea într-o diaconia unui tânăr, apoi taina însăși a coborârii cerului pe pământ prin sfințirea dumnezeieștilor taine și, în ultimul rând, iubiții noștri, chemarea la taina sfântă a preoției a unui teolog binecunoscut, care va fi chemat la fel la această sfântă slujire tot în eparhia noastră respectivă, în protopopiratul nostru, la Valea Mare Roșiori. Dincolo de tot ce reprezintă semnificațiile duhovnicești de astăzi, fiți binevenit în al preasfinția voastră, în această sfântă, binecuvântată parohie, am o bucurie a inimii mele, aceea a împlinirii unei misiuni sfinte, pe care Bunul Dumnezeu mi-a dăruit-o din mâinile în al preasfinției voastre și în care astăzi răurează taina bucuriei sufletului meu, precum și a celor care astăzi vă primesc cu inimile înflăcărate de bucuria împlinirii acestei sfinte rugăciuni și sfinte misiuni. Aș îndrăzni în al preasfinția voastră ca înainte de a purcede la cele sfinte, a intra în taina tainelor sfânta și dumnezeiască liturghie, pentru noi cucernicii clerici, precum și pentru drepăritorii creștini, binecuvântați-ne cu o rugăciune de binecuvântare la începutul postului acestuia, așa cum doar dragostea părintească, permanentă față de fiecare dintre noi, o neștirbită dumneavoastră o trăiți, așa cum de altfel o și cere molitfernicul la începutul postului fiecăruia din anul pe care îl împlinim. De aceea, în preasfinția voastră, vă rugăm să ne purtați în rugăciune în al preasfinției voastre ziua de astăzi,
Și cu atât mai mult cu cât la începutul postului cerem și noi urcușul cel duhovnicesc pentru ca fiecare inimă să devină nu altceva decât o peșteră în care Hristos, Dumnezeu, să se întrupeze în inimile noastre așa cum se întrupează de fiecare dată, la fiecare sfântă liturghie, la fiecare rugăciune. Vă mulțumim și vă îmbrățișăm! Preacucerici părinți, invitați la această distinsă sărbătoare, Sfinte Doamne Primare, iubiți credincioși și credincioase, distinși membri ai Corale, Arhiepiscopale de la Roma, iubiți credincioși și credincioase, înainte de a începe Sfânta Slujbă de astăzi, care constă în Sfânta Liturghie, liturghie care marchează un praznic însemnat în calendarul Bisericii noastre de suflet ortodoxe, intrarea Maicii Domnului în Biserică. Despre semnificația acestei slujbe, acestei sărbători, praznic împărătesc închinat Maicii Domnului, poate vom avea timpul să mai revenim în timpul slujbei de astăzi la momentul respectiv liturgic. Acum, dintr-un început, vreau să aduc și eu câteva cuvinte despre evenimentul de astăzi, întrucât este un eveniment local și arhiepiscopal, acela că am venit cu bucurie în această zi a bucuriei. Și în ziua bucuriei noi nu putem face decât ora bucuriei, decât să semnăm pacea lui Hristos, care nu este ca pacea care o dau oamenii, fie ei diplomați, versați de lumea aceasta, o spune Hristos. Și totodată să participăm la un eveniment, zicem noi, local, care se adaugă celuilalt, întrucât bucuria noastră se răsfrânge asupra fiecărui credincios și membru al acestei comunități, care are conștiința că este grefat, adică altoit, pe trupul tainic al Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care este Sfânta Biserică. S-a precizat deja că este începutul unui timp liturgic aparte, timpul care ne pregătește, duhovnicește, pentru Marele Praznic al Crăciunului. Și în sărbătoarea de astăzi se cântă: astăzi este începutul mântuirii noastre și arătarea tainei cele din vea. În Biserica lui Dumnezeu luminat, Fecioara se arată și Gabriel darul binele vestește. Acestea și noi cu mare grație strigăm: bucură-te, plinirea rânduierii ziditorului. Deci este vorba de o plinire a vremii. Și astăzi este o plinire a vremii și acestei comunități care se înscrie în rândul celorlalte comunități ale eparhiei noastre, făcând parte din cele peste 450 de locașuri de cult sau unități de cult care le avem în eparhia noastră. Evident că frățiile voastre, în calitate de fii și fiice ai Bisericii, faceți parte din trupul tainic al Mântuitorului nostru Iisus Hristos și în chip nevăzut Hristos de față de fiecare dată, când aici, prin preotul trimis canonic de către chiriacul locul, se vizualizează prezența lui Hristos în biserica văzută de pe pământ, pe care o constituit noi, credincioșii, conștienți de darul Dumnezeu și conștienți că facem parte, cum am spus, din Biserica lui Hristos, ca niște cărămizi vii, conștiente. În ceea ce mă privește, am mai venit aici și cunosc această comunitate, mai ales că este în preajma Bacăului. Evident că nu revenim asupra trecutului, de aceea Părintele Protopop ne invită să facem o rugăciune de dezlegare și de binecuvântare. De aceea să țineți cu toții minte, aceea că atunci când vine Chiriacul, el nu vine decât să aducă pace, pacea lui Hristos. Deci celelalte sunt poate neînțelegeri pur umane, poate anumite orgolii care trebuie să fie estompate în fața dragostei și a păcii care vine de la Dumnezeu. Ceea ce mă privește, este o sărbătoare de astăzi și am simțit-o dintr-un început, de aceea
Înainte de orice act liturgic, doresc să vă mulțumesc din suflet pentru primirea frumoasă, caldă, care ne-ați făcut-o și ne-ați mai făcut-o aici și cu alte prilejuri mai particulare. Aici, la parohia aceasta numită Dealul Nou din Comuna Sărată, mulțumim pentru florile recunoștinței și pâinea dragostei, aceste ofrande premise ale ispitalității și ai dragostei românești, pe care le prezintă comunitatea atunci când cineva însemnat vine în mijlocul ei. Am văzut concentrată în aceste ofrande ale frăților voastre toată dragostea, toată prețuirea care o aveți pentru noi. De aceea, dintr-un început spun, considerând și voi considerați, eu consider că aceste ofrande au fost premisele dragostei voastre. Iar frățile voastre, oferindu-le cu dragoste, considerați că eu am văzut în acestea toată jertfa, toată ospitalitatea, toată dragostea, tot atașamentul frăților voastre care le aveți față de biserică, în spese față de noi, care vizualizăm prezența lui Hristos în biserică văzută de pe pământ. De aceea, binecuvântându-le, considerați că a binecuvântat toată suflarea creștină care aparține acestui sat. Și deci vă mulțumim tuturor și vă sărutăm sufletele deschise și noble, ca deschise astăzi ca niște flori, în perspectiva picăturii de har, care va coborî în timpul slujbei, în chip tainic și va rodi, sper, în templele sufletelor voastre, roadele Duhului Sfânt. Cum s-a spus, în cadrul slujbei de astăzi, veți avea prilejul să vedeți hirotonia într-un diacon, mai întâi și apoi a unui preot, care sunt rânduiți de noi, în mod canonic și statutar, în unele din parohiile și comunitățile care aparține eparhiei noastre, Romanul și Bacăuri. Am ținut ca în această zi de intrare a Maicii Domnului în biserică de ispraznică părătesc, să rânduiesc două hirotonii, mai ales între frățiilor voastre, pentru a vedea că preotul nu are o investitură din partea oamenilor, ci din partea lui Dumnezeu, prin cei care sunt rânduiți canonic, cum am spus, să facă rânduierile, să pună în lumină rânduierile statornicite de Dumnezeu, în spese de Duhul Sfânt, prin oamenii bisericii, ceea ce noi numim Sfântului Sinod, adică ierarhii Sfântului Sinod, care au succesiunea apostolică și se leagă de Hristos haric, și atunci, la rândurile, ei rânduiesc tineri, preoți, în cetăți, în sate, în comunități, ca ei, care slujesc acolo, aduc pacea lui Hristos de la chiriacul locului și totodată acționează în virtutea tuturor canoanelor și tuturor regulamentelor și statutelor Bisericii Ortodoxe care s-au adoptat de-a lungul vremii și care se adoptă mereu prin forul suprem care este Sfântul Sinod. A consemna, a stabiliza și a pecetlui pacea și concordia, reconcilierea, iertarea care s-a așezat în sufletele voastre, poate cumva pentru câtorva dintre ele tulburate în ultima vreme. Deci, noi nu privim decât către Hristos. Și de aceea când, în alergarea garopantă din societatea secolului vitezii la care ne-am angajat, sau v-ați angajat, astăzi ne-am oprit și privim o clipă cerul și să înțelegem că drumul este spre Dumnezeu. De aceea vom reveni și asupra rânduierilor care s-au statornicit în ultimul timp prin administrația noastră locală, respectiv Părintele Protopop, care a venit, a prezentat preotul paroh care l-a rânduit aici și celelalte urmează să se împlinească așa cum Părintele care va fi prezent aici nu se arată pe sine. N-ați văzut nici noi, nici protopopul, nici Părintele, nu începe slujba și nu începe predica sa de aici, din fața altarului, în numele Său. N-ați zis aminte numele meu, ci numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Deci orice facem noi în biserică,
să fie slăvită treimea cea de o ființă, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, Sfinții, prietenii și casă lui Dumnezeu și în speție Maica Domnului, care ne-a deschis calea mântuirii prin aducerea în lume a Fiului Său preiubit, Domnul nostru Iisus Hristos. Deci, iubiți credincioși, vă mulțumim și acum, așa cum am zis, facem o rugăciune de dezlegare pentru faptul că fiecare l-am supărat pe Dumnezeu într-o manieră sau alta și această dezlegare să deschidă în sufletele voastre calea către mântuire, calea păcii, a reconcilierii și să înțelegeți că atunci când aveți pace, când nu aveți pace în lume, aveți tulburare, veniți în careul Sfânt al Bisericii, că aici vă așteaptă Hristos, pentru faptul că această biserică și toate cele sfințite sunt sau constituie un loc de întâlnire cu Dumnezeu și o poartă a cerului. Să vă ajute Dumnezeu să bine vă binecuvânteze. Care a ridicat păcatele lumii și a iertat datoria datornicilor și femeii păcătoase, e drept iertare păcatelor lui. Cel care a dorit vindecarea slăbănoului împreună cu iertarea păcatelor lui, însuși stăpânea și ușurează, lasă, iartă, greșeală, nelegiuirile, păcatele, cele de voi, cele de fără de voi, cele cu știință, cu neștiință, cele cu călcare de frumpă și neascultare, care să fie fără robii tăi aceștia care se roagă prin noi, părinții, frații, maicii, surorile, care sunt de față iubitoare de oameni. Și primește oameni purtători de trup, de viitoare lume. Au alunecat și au greșit cu faptele, cu cuvântul, cu gândul, cu știință sau cu neștiință în timpul nopții sau în timpul zilei, sau sub blestem și acurăsire de la greu, de la creu sau căzut. Pe sine sau blestemat, sau cu jurământ pe numele Lui Dumnezeu s-au jurat și l-au călcat, sau de mânia cea fără de socotință, pregriu unul din creștin a folosit, sau au blestemat, sau nebunește, au vorbit. Au vorbit, au pizbit, au ținut minte răul. Ori cu mânie, sau pornitor, sau trândelitor, au înclănit, ori camă, dar moarte. Ori în deșert, s-au mărit, ori în iubire de bani, au căzut. Ori s-au îmbătat și au vărsat, sau la fermecătoare și la vrăjitoare, și la alții asemenea au mergat, sau peste măsura au mâncat. Cu lăsat, s-au fost, sau doar mâncat. Sau desfrânare, sau prezesfrânare, sau în alt timp oarecare au păcatul desfrânării. Ori au bătut, au lovit, au vătămat, pe cineva au scuipat, au răpit, au furat. Fără de mine și cu scumpete, au răiat pe cineva. Pe săraci nu i-au umilit și nu le-au făcut bine după puterea lor. Sau în gând au bulit sau de lucruri necuvincioase și au dus aminte. Sau au părât sau strâmbătate, au făcut sau pe fratele lor, au scris sau la urât. Sau l-au omorât, ori la rugăciune și la cântare stând mintea lor. S-a bătut la alte viclenii și de certăciuni lumești. Oricare niște rogi pântă ce li s-au făcut sau ce li se cade au vrut sau pe ascunci au mâncat sau ceva recurat au mâncat. Ori cu seminții au grăit sau nebunește au zis. Sau frumusețe străini au văzut și cu dânsa și au rănit inima. Ori vorbă de șarte și netrebiți au grăit. Ori de păcatele fratelor lor au văzut și au sunt iar ale lor păcate și nebunește nu le-a zăbărit. De rugăciune nu s-au îngrijit porunci de duhovnicilor lor, a arhiereului lor, a părinților spirituale lor, nu le-au păzit. Ori s-au lenevit, ori nebăgători de seama au fost la ceea ce aveau de făcut, ori în răbdare n-au fost sau cu îndrăznire să puteți avea înțelept de ședuri ce-au greșit. Pentru toate acestea și alte asemenea acestor, știute și neștiute, că de care oameni au greșit robite aceștia care sunt de față, se roagă între noi, părinții, frate, iubitori de oameni, miluiește-i și iartă-le lor toate. Așa, Doamne, Dumnezeu noastră, ascultă-le pe noi, care ne rugăm bună vizitare, pentru robii tăi și roagele tale, și iartă ca unul care nu ții minte răul toate greșelile și fărădăturile pe care crește oamenii le-au făcut și le-au plătit. Căci e singure drept și păcătoși le mărturisesc înaintea împărăției tale. Ca acestea și mai mari decât acestea am făcut. Dumnezeu să vă ierte. Și pentru mila ta, ascultă-mă pe mine adereul tău. Izbăvește pe deși de chinurile cele veșnice. Fă-i moștenitor veșnicilor tale bunătăți împreună cu toți care din viață au binepăcuție și împrednicește pe tinșii în toată vremea și acum să se împărtășească, fără de o sândă, cu preacuratele tale,
să prăniciască de cerească ta împărăție. Tu care ai zis, oriunde veți lega pe pământ, vor fi legată și în cerul, oriunde veți dezlega pe pământ, vor fi dezlegată și în cerul. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Spre Doamne, Dumnezeul nostru, unul născut Fiul, ești cuvântul Tatăl, care rupt toată legătura păcatelor noastre prin patima ta și ai supărat în fețele apostolilor tăi și ai zis, luați-vă Sfânt, cărul reveste ta păcate, se vor ierta și cărul reținute zile de vor fi tu, Stăpâne. Prin Sfinții tăi apostoli ai dorit și nouă arhiereilor, care sfârșim cele sfinte în biserica ta cea sfântă să iertăm păcatele pe pământ, să legăm, să dezlegăm toată legăturile de preț, deși acum te rugăm. Pentru cei care sunt de față fiecare de părbările lor și care stau cu credința înaintea ta, dă-le lor mila ta în cea bogată. Rupere legătura blestemelor, a păcatelor, a jurămintelor și orice au făcut sau au vorbit din neștiință sau de nebăgare de seamă, sau din slăbiciune sufletească la altă, cel care știe neputin să omânească. Doamne, viitor de oameni buni, stăpâni, toate păcatele lor, cele de voi și fără de voi, iartă-le Tu. Doamne. Tu care dezlegi pe cei legat, Tu care ridici pe cei căzuți, Tu care ești nădejdea celor fără de nădejde, Tu care ești odihna celor seniți, slobozește pe toți robitei acestei care se roagă pe noi, din rădătoarea păcatelor lor, să frază venire de amă, altarul și arătării Dumnezeului Dumnezeu, acum și pururea și în vecii vecilor aici. Domnule, să ne rugăm! Doamne, miluiește! Îndurate, Doamne, bunule și viitorule Doamne, care pentru îndurările tale ai trimis pe unul născut Fiul Tău în lume, să rupe zioasă pe zanțul greșanul Dumnezeu spre noastră, să dezlege legăturile cele de păcate și să propovăduiască celor robiție tale, Tu, Stăpâne, pe robii tăi aceștia, care sunt de fapt, se roagă pe noi, liberează-i cu bunătatea ta de legătura ce este pusă în orice chip asupra lor și învrednicește pe dânsii, în toată vremea și în tot locul, cu îndrăznire către slava ta, cu buget curat să ceră de lenea mirea ta ce bogată, că milostii. Iubitor de oameni, ești slavă în Sfânt Tatălui, Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii mei. Domnule, să ne rugăm! Mulțumim ție, Stăpâne, iubitor de oameni, Împăratul veacului Tătătorul Bunătăților, care ai stricat peretele cel de nici cu altul vrajă și ai dorit pace neamul românesc, care și acum ai dorit pace robilor tăi și robilor tale. Mă rădăcinează întrânși frica ta și dragostea unia spre altul întregi. Stinge toate vrajbile. Îndepărtează între dânsii toate îndemnurile spre dezbinare. Că Tu ești pacea noastră să iei slavă în Sfânt. Tatălui și Fiului și Sfântului Dumnezeu. Acum și cu vrea și în vecii vecilor. Domnule, să ne rugăm. Stăpâne, Doamne Dumnezeul nostru, care ești mântuirea rogilor de milostive, îndelungătătorile, și multă durată, căruia îți pare rău de răutățile noastre, nu voi ești moarte păcătosul, se întoarce să fie viu. Însuși acum, milostivește asupra rogilor tăi, părinții, frații, surorile noastre care stau de față, se roagă pe noi. Dă-le lor chip de pocăință, iertare de păcate și dezlegare, iertându-i lor toate greșelile de voi și fără de voi. Împacă-i și unește pe Dumnezeu cu Sfântatea Biserică, în Domnul nostru Iisus Hristos, crezi că credeți slava aceasta și minunăciunea în vecii vecilor. Binecuvântat în altă Sfinte Stăpâne și ne iertați în noi păcătoși. Dumnezeu să vă ierte, să vă binecuvânteze, ne iertați de păcate, să vă dă viață. Binecuvântat în altă Sfinte Stăpâne și ne iertați pe noi păcătoși. Dumnezeu să vă ierte, să vă binecuvânteze, iertare de păcate, să vă dă viață. Binecuvântați în altă Sfinte Stăpâne și ne iertați pe noi păcătoși. Dumnezeu să vă ierte, să vă binecuvânteze. Iertare de păcate să vă dăruiască. Amin. Prea Sfinții de Stăpâne, pe Domnul Dumnezeu Marian,
aduce înainte spre a fi chirotesit. Citesc! Stăpâne, te rog! Marian, citesc în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Dumnezeule atoțitorule, alege pe rogul tău acesta Marian și îl sfințește pe el și dă-lui să învețe să citească cu toată înțelepciunea și priceperea dumnezeieștilor tale cuvinte, păzindu-l pe dânsul într-o viață curată cu miile și cu îndurările și cu iubire de oameni, are ore ale Sfântului tău, care binecuvântată și prea sfântul și bunul de viață, rugătorul tău. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din epistola a doua către Corintei, a Sfântului Apostol Pavel, citire. Să luăm aminte. Fraților, Hristos a murit pentru toți, ca cei ce viază să nu mai vieze doroși, ci aceluia care pentru ei a murit și a înviat. De aceea noi nu mai știm de acum pe nimeni după trup, chiar dacă am cunoscut pe Hristos după trup, acum nu mai cunoaștem. Deci dacă este cineva în Hristos, este făptură nouă. Face-ți-e cerul ce ai. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în veci. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Foarte Mare, se șadă înaintea ușurilor locați pe toți cele sfânt să aprinde lumina în cortul slavei tale. Și îl sădește pe dânsul în biserica ta cea sfântă, ca pe mâna să-i împinge roada aducătorul de dreptate. Și-l arată pe el de sfânt și slujitorul tău, pentru ca să se împărtășească el la a doua venire a ta de răspata celui ce binează pe cuțin. Tata este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh.
acum și cu vrea și în vecii vecilor. Pentru cei ce clătoresc pe uscate ape și prin aer,
pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei loviți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. E prea sfântă, curată, prea binecuvântată, mărită stăpâna noastră, Dumnezeu născătoarea și purea Fecioara Maria, toți sfinții să o pomenim. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecile lor. Mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curată, prea binecuvântată, mărită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria cu toți sfinții să o pomenim. Și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Tata este stăpânirea și ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Unule născut, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, Cel ce ești fără de moarte și
și Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu carul Tău. Doamne, pe prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare, și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții pomenine Thank you.
și cercetează via aceasta, pe care a sădit-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Iar o femeie cu numele Marta
Marta l-a primit în casa ei. Și ea avea o soră ce se numea Maria, care așezându-se la picioarele Domnului, asculta cuvântul lui. Iar Marta se silea cu multă slujire și apropiindu-se a zis: Doamne, oare nu socotești că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Spune-i, deci, să-mi ajute. Și răspunzând Domnul i-a zis: Marto, Marto, te îngrijești și pentru multe te zilești, dar un singur lucru trebuie, iar Maria, partea cea bună și-a ales, care nu se va lua de la ea. Și când zicea el acestea, o femeie din mulțime, ridicând glasul, i-a zis: Fericit este pânte cele care te-au purtat și fericit este pieptul care te-a alăptat. Iar el a zis: Așa este, dar fericit sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. Suntem, cum am spus, în una din sărbătorile cele mai însemnate din anul bisericesc închinată Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. În ceea ce vă privește pe frățiile voastre care faceți parte din această comunitate, această biserică este închinată Maicii Domnului, e vorba de adormirea ei, și probabil la ramul acestei biserici aveți câteva obiceiuri sau cutume care le faceți local pentru cinstirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. În ceea ce ne privește pe noi creștinii cu pregătire ortodoxă, avem o deosebită evlavie pentru Maica Domnului, Maica Domnului fiind icoana Bisericii, fiind reprezentanta noastră a umanității care la vremea respectivă a spus acel fiat, adică fie mie după cuvântul tău. Pentru că Hristos, a doua persoană a Preasfintei Treimi, născutul din veci din Tatăl, fără de mamă, să vină în timp, născându-se asemenea nouă, fără de păcat, din mamă, fără de tată, adică din Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. Evident că teologia Maicii Domnului este cunoscută, dar mai curând de către credincios este ținută, simțită. Pe Maica Domnului noi nu o cunoaștem numai decât din date biografice statornicite de documentele evreie. Pe Maica Domnului nu o descoperim sau nu descoperim ca biografie istorică din Sfintele Scripturi. Spre exemplu, astăzi suntem într-un praznic împărătesc și s-a luat ca pericopă evanghelică liturgică pentru liturghia de astăzi din Sfântul Evanghelist Luca, crâmpeiul respectiv unde se vorbește de întâlnirea lui Hristos
în casa Marte și Maria. E vorba de cele două surori ale lui Lazar, care mai târziu avea să revieze de morți pentru faptul că murise. Și deci în această casă vedem un lucru cu totul esențial, sau îl simțim, l-am auzit, că fiind acolo, spune acolo într-un cuvânt înspre sfârșitul pericopei că o femeie din popor, ridicându-și grasul, a zis către dânsul: fericită este pântă cele care te-a purtat și sâle la care a usut. Ceea ce însemnează de aici, vedem că Hristos avea o reputație cu totul aparte. El, începând să propovăduiască cuvântul Evangheliei la vremea respectivă, între conaționalii săi, între cei de aproape ai săi, și evident că fiecare care îl asculta vedea într-un acest rabi, cum era denumit de către conațional, un om cu totul ieșit din comun, aparte, cu niște calități excepționale, care păreau, cu simțirea lor de atunci empirică, că nu aparțin acestei lumi, ci metafizicului. Și Hristos, la aceste cuvinte, răspunde la această constatare a poporului: fericit este pântă cele care te-a purtat și sânii la care ai fost. Adevărat este, așa este, spune Hristos. Deci fericit este pântă cele Maicii Domnului, că a purtat în pântecele ei pe Mântuitorul Lumii, pe Cel ce este, pe Cel care a venit să scoate umanitatea de robia păcatului și a morții. Cum Maica Domnului și-a dat-o pentru noi și Fiul Său de asemenea. Și noi, cei care avem credință, încercăm să dedicăm viața noastră lui Hristos și prin Hristos Maicii Domnului, mai ales că atunci când avem posibilitatea și conștiința ne cheamă în liturghie să ne împărtășim cu Însuși Hristos, Mântuitorul nostru, atunci devenim ce? Consanguin cu Iisus Hristos și devenim frații ai Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care trup l-a luat Mântuitorul din Preasfânta Răzgătoare de Dumnezeu, deci devenim rudenia apropiată a Maicii Domnului. Și acesta este un lucru esențial. De aceea, deci, vă spuneam, ca să nu plecați cu vidul în sufletele voastre, pentru Maica Domnului am alcătuit un imn pe care să-l dedicăm împreună Maicii Domnului. Și acest imn, care se potrivește în ziua de astăzi și oricând și oriunde puteți să-l aveți, să-l cinstiți, să-l citiți, să simțiți pe Maica Domnului, că într-o manieră sau alta vine să umple vidul vostru. Imn Maicii Domnului. Când Dumnezeu Creator a voit actul kenotic, a început reînnoirea printr-un măreț act teologic. A fost aleasă Fecioara din vise împărătească să nască pe Fiul Veșnic după firea omenească. De cum Miriam Fecioara a devenit Mamă Sfântă, toată făptura văzută și cea nevăzută-i cântă. Cântă Îngerii din ceruri în armonii negrăite. Cetările Sfinții cântă multe inimi titluite. Oamenii văzând minunea, înalță Sfânta Cântare, lăudând pe Maica noastră de Dumnezeu născătoare. Maica Domnului ascultă, stând în slavă maestos, apoi duce cântul nostru ca ofrandă în Hristos. Într-un impulsul credinței și a smerite cugetări, îndrăznim și noi, Fecioară, să-ți oferim niște cântări. Așadar, slăvită Maică, de Dumnezeu Născătoare, primește cu bucuria și smerita mea cântare. Înmulțește, Maică, râvna și iubirea de a-ți cânta, imn de preamărire sfântă și cu toate cântând acea. O prea sfântă Născătoare,
profund și profund mister, care la primirea vremii a fost scară către cer, coborâtul sa din cerul la noi, cei de pe pământ, Fiul cel născut din tine, prin harul Duhului Sfânt. A devenit mai cinstită între cetele cerești, mai înaltă și mai sfântă pentru cele pământești. Toată oasă ce cerească îți aduce prea cinstire, că tu ai adus în lume logos spre mântuire. Când a fost bună vestire, Dumnezeu a revărsat în sufletul tău lumina harului cel necreat. Prin Fiul născut din Tatăl, mai înainte de toți vecii, s-a aprins lumină în lume, de s-au minunat prorocii. S-a uimit toată făptura, iar ritorii bunăoară s-au mirat cum devii mamă și rămâi totuși fecioară. Te-a făcut pe dreptate icoana măririi sale. Astfel te cinstesc prorocii, apostolii, ucenicii. Te laude pruncii în leagă, în toți copiii și bunicii. Ierarhi, preoți, cucerii și călugări cuvioși. Maicilor afierosite, pentru viața monahală, ajută-le să trăiască într-o bună răzuială. Pe fiii ortodoxiei răspândiți pe tot pământul, ajută-i ca să vestească pe Hristos Iisus cuvântul. Oricine vine la tine cu credință și smerit, nu se întoarce niciodată pe Sfintele prorunci. Pentru bolnav vindecare, celor goi îmbrăcăminte, grabnică ajutătoare celor ce cadă în ispite. Liman bun și adăpostul pentru toți cei osteniți, tu dai liniște și pace celor ce sunt oropsiți. Ești icoană nepătată în Biserica Măririi, biruință în războaie și nădejdea mântuirii. O prea milostivă Maică și crăiasă peste îngeri, care ascult cu răbdare ruga și ale noastre plângeri, știm că ai adus în lume pe Dumnezeu nevăzut, prin Fiul născut din tine, pe Tatăl, noi l-am văzut. De păcate, pe cei ce s-au spovedit. Păzește oștea aceasta, care cheamă altă un nume, acoperă și păzește pe toți creștinii din lume. Ferește-le de cutremur, de necazi, de război. Să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem. Doamne, miluiește! Doamne, a tot stăpânitorului Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne iar cu sine și ne miluiește! Doamne, Dumnezeule, pe mare mina ta, rugăm-ne, ți auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru un alt preasfințitul părintele nostru Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, pentru sănătatea și mântuirea sa. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Tine că ne rugăm pentru binecredincioasele popoare române de pentru grămâitorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos oaste, pentru sănătatea și mântuirea. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru
frații noștri, preoților monahi, irodiacon, diacon, monași, monahei, și pentru toți cei întru Hristos, frații noștri. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctitori ai sfânăcașului acestuia și pentru cei mai dinainte adormiți, părinți și frații noștri, drămăritorii creștini, care odihnesc aici și predutine de Fericitul Părintele nostru Daniel, Patriarhul României, pe nou preasfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Teofan al Moldovei și Bucovinei și toți erarhii Sfântului Sinod al Bisericii noastre Ortodoxe, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Cel binecredincios de pretutindeni conducătorii lui, pe mai mare orașul și satul și oștirea cea iubitoare de Hristos, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe frații noștri, arhierei, preoți, monahi, erodiacon, diacon, monași, monahi, tot cinul preoțesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe Părintele Protopop, preotul Constantin, pe Părintele Pararop, preotul Cristian, împreună cu toți preoții slujitori de astăzi, cu familiile lor, enoriașii lor, fii și fiicele lor duhovnicesc, pe toți credincioșii, închinătorii, ajutătorii, miluitorii, ajutătorii în Sfântul locașul acesta, pe cei care se roagă împreună cu noi și ne-au cerut să ne rugăm pentru dânsii,
să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Cei ce au adus aceste sfinte daruri, pe cei mei care s-au adus vii și adormiți pe fiecare după numele lor, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor, Iosim. Pe fericiții de-a pururea pomeniții patriarhii Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicod, Iustinian, Iustin și Teoptist, împreună cu toți ieratii eparhiei noastre a Romanului și Bacăului, din viața dormiți pentru Domnul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Fericiți-i ostași, eroi și luptători români, din toate timpurile și locurile jertfiți pe câmpurile de luptă, în lagăre, în ghemțori, în depărtări, pentru apărarea țării a credinței strămoșești, pentru libertatea, demnitatea și integritatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, fraților, pe cei dintr-o rudenie cu noi, cei care sunt înmormântați în cimitirile comunei acestea și pretutinde, și toți aceia care avem în sufletele și cugetele noastre, drept măritori creștini, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăție. Revenem și de dimineață, înainte de a începe Sfânta Liturghie, că în ziua sau în liturghia, când avem pe cineva de hirotonit în dreapta de preot, face cunoscut că acesta este momentul acela, momentul liturgic, când înainte de a face anaforaua sau rugăciunea de prefacere a elementelor euharistice în trupul și sângele lui Hristos, cel care este rânduit să intre în dreapta sublima preoției este chemat în mod solemn și tocmai după ce am depus aceste elemente euharistice pe Sfânta Masă de la Proscomedia, facem hirotonia într-un preot. De aceea vă facem cunoscut pentru faptul că poate unii dintre frățiile voastre, pentru întâia dată în viața lor, asiste la hirotonia într-un preot a unui tânăr care s-a pregătit să intre în viața misionară a bisericii. Înainte de a face rugăciunea de investire în treapta preoției, care de fapt nu îl preoțim noi, este greșit să se înțeleagă că ierarhul sau oricine din ordinea umană în biserică rânduiește preot și Dumnezeu însuși în chip nevăzut din cer, pentru faptul că biserica este o instituție divino-umană, atâta vreme cât are de uman se organizează după maniera umană și după mersul societății, adică stabilindu-se rânduieli administrative, canonice și așa mai departe, pentru bunul ei mers în societate, atâta vreme cât are partea umană a bisericii administrativă. Însă biserica este divino-umană. Deci, după ce se termină umanul, începe instituția divină, care este însuși Dumnezeu și de aceea El este Cel care rânduiește toate în biserica sa de pe pământ, noi fiind niște sluji nevrednice, care, potrivit canalelor bisericești, răspundem la nevoile spirituale și ținem rânduiala în biserica văzute de pe pământ. Pe seama parohiei Valea Mare, Comuna Roșori, cu hramul Întăirea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, din localitatea Valea Mare, protopopiatul Bacău, județul Bacău, mărturisesc înainte lui Dumnezeu și a chiriacului meu, în aprea Sfințitul Părinte Ioachim, arhiepiscopul Român și Bacăului, că vă împlini cu râvnă tot ceea ce am este spre binele și mântuirea credincioșilor încredințați mie spre păstorire. În toată viața mea mă voi călăuzi după învățăturile Sfintei Evangheliei ale Sfinților Apostoli, pe Sfintele Canoane și învățăturile Sfinților Părinți ai Bisericii Ortodoxe. Mă voi strădui să împlinesc în viața și activitatea mea îndemnul Sfântului Apostol Pavel, care cere ca preotul să fie fără de prihană, bărbat al unei singure femei, vedietor, înțelept, cuvincios, iubitor de străini, destoinic să învețe pe alții, nebețiv, nedeprins să bată, neagonisitor de câștig urât, ci blând, pașnic,
nimbitor de argint, binechivernisind casa lui, având copii ascultători cu toată buna cuvință. Căci dacă nu știe cineva să-și rânduiască propria lui casă, cum va purta de grijă de Biserica lui Dumnezeu? 1 Timotei, capitolul 3, versetele 3 până, 2 până la 5. Voi purta totdeauna cu demnitate ținuta preoțească și vă locuim împreună cu familia mea în parohia încredințată mie spre păstorire, păstrând și sporind toate bunurile parohiei. Nu mă voi ocupa cu activități contrare chemării preoțești și nu mă voi face părtaș la adunări și lucrări potrivnice bisericii. Prin întreaga mea slujire învățătorească, sfințitoare și pastorală, precum și prin armonia vieții de familie, mă voi strădui să apăr Sfânta Biserică, păzindu-le toate de făimarea și de dezbinare. Sunt permanent în ascultare față de chiriacul meu și în comuniune cu întreaga Biserică Ortodoxă. Mărturisesc de asemenea că voi fi întru toate supus și fidel chiriacului meu, în preasfințitul Părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului și succesorilor săi în scaunul chiriarhal. Voi respecta statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, celelalte legiuiri bisericești, hotărârile Sfântului Sinod ale Bisericii Ortodoxe Române, ale organismelor eparhiale deliberative și executive. În caz contrar, voi suporta consecințele canonice, statutare și regulamentare bisericești ce decurg din nerespectarea în viața și activitatea mea a prevederilor acestei mărturisiri. Așa să-mi ajute Dumnezeu în toată viața și lucrarea mea preoțească. Amin. Așa să-mi ajute Dumnezeu în toată lucrarea ta păstorească și preoțească, pentru care semnește Sfânta Evanghelie. Poruncește! Poruncește în al preasfințite stăpâne, spre robul lui Dumnezeu, diaconul Ștefan, ce vi se aduce înainte, spre a fi rodonit preot, pe seama parohiei, tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, Valea Mare, Comuna Roșiori, protobobiatul Bacău, Sfinților ucenici, care bine v-ați nevoit și ați încurunat, rugați-vă Domnului să se miluiască sufletele
pentru lucrul mâinilor sale, Domnului să ne rugăm. Pentru robului Dumnezeu, diaconul Ștefan, care acum se chirotonește preot, și pentru mântuirea lui, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca iubitul de oameni, Dumnezeu nostru, să-i dăruiască lui preoție curată și neprihănită, Domnului să ne rugăm. Doamne, cel minunat într-o scoară mai presiune cu ziua Sfântul Scăture și pe acesta, pe care ai binevuit a intra în dreapta preoției, umplă de darul Sfântului Tău Duh ca să se facă predica ta pe răfihană în acuintea Sfântului Tău, apropo de Evanghelia Împărăției Tale, a lucrat cu Sfințenie cu într-adevăr Tău, a aduce ție darul jertfă de obicești, mai nu-i pe poporul Tău prin baie noastră de-a Tău ca și El întâmplindând la toate cele pe Mare Dumnezeu și de Tău la Fiul. Vrednic este! Vrednic este! Fiul lui Dumnezeu, unul născut care
fie milele Marului Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu voi cu toți. Ipodiaconul Marian, ce vi se aduce înainte, prea vigilodonii diaconi pe seama capelei, Sfântul Andrei, protopoviatul Bacăv, Sfinților ca să vină peste el harul întru tot Sfântului Duh. Domnului să ne rugăm. Vrednic este! Vrednic este! Vrednic! Este Axios. Vrednic este. Vrednic este. Doamne, miluiește! Pentru cinstitele tale,